Distinse doamne și domnișoare, stimații domni, cu o deosebită plăcere să vă spun bine ați venit la evenimentul de lansare a Fondului Prahova pentru Educație, cea de-a doua ediție a Fondului Prahova pentru Educație. Organizatorii Fondului Prahova pentru Educație așteaptă proiecte care să fie în beneficiul elevilor din județ. Este un apel privat de finanțare a proiectelor educaționale pentru proiectele din Prahova. Anul acesta, la cea de-a doua ediție, avem peste 1 milion de lei puși la bătaie pentru instituții publice, unități de învățământ și organizații non-profit care vor să financeze proiecte educaționale în Prahova. Unitățile de învățământ au nevoie de astfel de finanțări. Noi, Inspectoratul Școlar, sprijinim acțiuni fundației, pentru că ele sunt un real ajutor pentru unitățile de învățământ. Am văzut de la prima ediție proiecte foarte interesante, o adevărată luptă a școlilor pentru a obține fonduri și sunt convinsă că și anul acesta impactul va fi la fel de puternic, cel puțin. Prima ediție a programului Fondul pentru Educație s-a bucurat de succes. Competiția a fost mare. Am avut peste 55 de aplicații de la unități de învățământ din tot județul și ne-am bucurat că am putut să finanțăm 8 proiecte cu 880.000 de lei. Școala George Coșbuc din Ploiești a fost unul dintre beneficiarii primei ediții. Le-am oferit copiilor în timpul școlii, în fiecare săptămână, ateliere pe diferite teme, comunicare, emoții, autocontrol, cum să învățăm, să avem o clasă inclusivă, să ne simțim bine în clasă, lucruri de genul acesta, jucându-ne, desenând. Proiectele pot fi depuse până pe 31 mai 2023.